Indiferența costă scump chiar dacă ai luptat în Transnistria. Dovadă este cazul lui Serghei Gârlovan, de 52 de ani, din raionul Soroca, veteran al războiului de pe Nistru, după 25 de ani de când a primit în folosință un lot de pământ pentru a-și construi o casă. Bărbatul s-a trezit că statul i-a luat terenul înapoi, relatează Nord News. Mi s-a dat în 95 din partea Colegiului Tehnic Agricol, ca eu lucrător la Colegiul Tehnic Agricol și am fost participant la războiul de pe Nistru. Eu am făcut documente care au trebuit, am scos de la arhitectură, planul arhitectorial, am făcut rășenina postroichi și au trebuit care documente eu le-am făcut, am făcut ca și documental, în care eu una, nu mi s-o dat din primărie sau nu am știut sau nu mi s-o dat, titlul pe pământ. A plătit an de an impozit funciar, ca în 2020 să află că terenul atribuit de fapt nu-i mai aparține. Până în 2020 eu n-am avut conflict cu nimeni, nici cu primărie, nici cu nimeni. Când eu am dat pe bucătica mea, pilotul meu, să ridic construcții, eu m-am adresat la primărie și eu cade să ridic, în care primărie mi-a dat răspuns că eu nu detin acest lot de pământ. El mi l-a substras primărie în anul 2009. Serghei Gârlovan povestește că vecinul de parcelă, un agent economic care desfășoară activitatea de service auto și ar fi extins în mod abuziv construcția. În 2020, el fără o băcat de gard și scoate construcția pe pământul meu. Am eu împus, îngropat pilonii care lângă hotarul lui, ca el să știe că el să nu se bage mai departe cum s-a băgat cu construcția. Și Aleona Mânzat vine cu acuzații în adresa agentului economic. Potrivit femeii, acesta își desfășoară ilegal activitatea, iar din cauza modului de folosință a stației de reparație și întreținere a autoturismelor, casa sa riscă să se însurpe. Prestează servicii de vulcanizare, reparare, spălătorie, nou acum servicii de parcare a tirelor, care se află aproape de casa mea și care noi ne aflăm într-o zonă rezidențială. Am fisuri în casă, în apereților, tasarea podelei, din cauza la vibrațiile care se fac în urma aparatajului folosit pentru vulcanizarea roților la camioanele de tonaj mare. Femeia spune că a scris zeci de plângeri la poliție și primărie, dar în zadar, iar pentru că vrea liniște și dreptate, a acționat agentul economic, dar și primăria în judecată. Eu primesc deci niște răspunsuri unde se observă foarte bine un protecționism pentru acest proprietar. Consider că domnilor nu vor să atragă atenția la problema mea. Am ajuns la concluzia că peste tot locul, să zic așa, mai simplu ca în popor, mână pe mână se spală. Eu am înaintat 3 prescripții de stopare activității, am emis dispoziție de abrogarea notificării care a fost eliberată de către primăria satului Zastenca privind funcționarea, în a 30-a zi, dacă nu mă greșesc, cancelarea de stat a abrogat dispoziția primarului de retragere a notificării. Tatăl proprietar al serviciului auto a declarat că învinuirile aduse sunt false, iar lucrările de construcție au fost efectuate în mod legal. Când s-au împărțit locurile astea noastre, a plinut o primărie, ne-a dat câte 12 soci. Pe urmă, la primărie, eu venit, la mine s-au cuvenit 13 soci, 17, 13, încă o soptie în plus. Și am actele de la primărie, am de la arhitectul raionului, că am pe bun, ne-a dat voie să mă construiesc aici. Este certificat de urbanism, autoritatea de construcție, am acte de regulă, că nu se părit la cap să mă construiesc fără să am acte. Primarul satului Zastânca ne-a declarat că în 2006, atunci când s-au efectuat lucrările de delimitare a terenurilor, Serghei Gârlovan nu s-a prezentat la primărie, iar din cauza că acesta nu deține titlul de proprietar, lotul de pământ a fost înscris drept bunul APL-ului. Tot în 2006, fiindcă multe persoane străine care nu se aflau la noi în teritoriu, noi prin intermediul ziarului regional, am luat și am dat aviz persoane toate care dețin terenul în localitatea respectivă, se prezintă la primărie pentru a stabili care sunt hotarele,
vecine din stânga, din dreapta, ca să putem să ietăbim sectorul dat. Domnul Gârlovan nu s-a prezentat. Deci, persoane care nu s-au prezentat și nu am putut stabili care sunt proprietarii sectorului date, noi am scris terenul dat după apelia. Dacă dumneavoastră, din 95 până în 2006, construia. Și construie casă de locuit, automat deci îți transmitie în proprietatea dumneavoastră terenul adjacent casă de locuit. Însă, din motivul că dumneavoastră nu a construit și nici nu s-a adresat cu o cerere la primărie ca să fie atribuit terenul în proprietate, el a fost înregistrat preventiv după administrația publică. Mai mult, anul trecut, reprezentanții primăriei împreună cu Serghei Gârlovan au mers la fața locului și au stabilit noile hotare ale terenului, lucru cu care veteranul de război nu este de acord. Eu, ca primar, inginerul funciar, șef poliției de poliție, împreună cu domnul Serghei Gârlovan și împreună cu soția dumnealui, am fost la fața locului, am măsurat sectorul dat, i s-a bătut țăruș cu suprafață 12 ari, unde dumnealui s-a semnat că este de acord cu măsurile. Da, eu am fost la șechea. Cum o fi transmis în proprietate dacă pe lotul meu de pământ e ridicat clădire? 12 ani nu ai măsurat? Nu, domn primar, eu cu cele nu-s de acord. Eu și-am primit în 95. Eu vreau să formatul și decizii și eu susțin conform bătățică medie de pâine care e zaslujenii, așa e senior. Potrivit conducerii oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, Serghei Gârlovan ar putea să-și revindice dreptul la lotul de pământ. Totuși, din cauza că acesta nu deține titlul de proprietar, procedura este una anevoioasă. Ieșirea din situație este că să accepte dumnealui terenul care se va fi eliberat de către organul executiv, adică primar, în înțelegeri, în consultări și cu consilierii municipali. Adică soluția ar fi totuși ca el să agrieze terenul celor care îl dă primărie. Totodată amintim că locuințele care nu sunt privatizate vor fi transformate în locuințe sociale. Proprietarii trebuie să și le privatizeze până la sfârșitul lunii mai 2024.